Tuturor ne plac filmele și ne place să vorbim despre cele care merită. În ceea ce urmează, poetul Emil Brumaru ne spune povestea primei sale întâlniri cu cinematograful. În primul rând, eu am o poveste întreagă cu primul film pe care l-am văzut. Eram prin clasa a doua, a treia, când taică-miu avea o haltă la Belcești, în județul Iași. Din când în când era chemat la Iași și m-a luat odată cu dânsul. Eu, neavând unde să stau, așa, m-am plasat la Sidole, care acum nici nu mai există. E cam, bănesc că pe unii era Piața Independenței, așa ceva, în partea aia oricum. S-a numerit să fie un Stanze Bran în război sau la război, nu mai țin minte exact titlul. Nu aveam nicio noțiune asupra cinematografului. Am uitat, eram foarte emoționat, așa, m-am lăsat singur. Deci am văzut filmul ăla, pe care eu, neștiind absolut nimic, l-am luat ca pe ceva care se întâmplă în realitate și chiar atunci. Deci, asta era senzația mea, chiar atunci se întâmplă ceea ce era pe ecran și este o realitate. S-a terminat filmul, o pauză, m-am dus la ușă, taică mi-a întârziat, n-a venit. Deci eu am fost nevoit să mă duc iarăși în sală și spre stuporea mea, spre uimirea mea, am văzut același film. Și atunci am realizat că filmul, de fapt, nu se întâmplă atunci și se poate repeta. Dar spun, am avut o uimire extraordinară, pentru că eram ferm convins că ceea ce văd o singură dată și este chiar adevărat.